Coma. Eu am trimis cartea mea, aceasta apărută tot aici, Mariana Sipoș, Destinul unui disident. Fără nimic, i-am scris câteva cuvinte, ne știam din anii 90 când lucram la Dreptatea. M-a chemat secretara imediat și a zis, nu că vom expune, cu gândul să o ducă la târgul de carte, să fie undeva pe o masă acolo, nu se vinde, dar măcar să fie. Și a fost singurul director de ICR care a zis, nu că o punem pe masă, îl omagiem pe Paul Goma la târgul de carte de la Paris cu un prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Deci a fost pentru mine o surpriză extraordinară că un director de instituție culturală a putut să facă acest lucru cu mine din România, cu reprezentantul editurii Ratio et Revelatio, care publică seria Paul Goma, și cu doi reprezentanți de la Paris, Virgil Tănase, cu această ocazie i-am împăcat de cât Paul Goma cu Virgil Tănase, care e criticat în cartea pe care o veți cumpăra în seara asta, dar e scrisă în 95, vă spun imediat. Ei bine, asta a fost evenimentul de la Paris și Dan Culcer de la Paris. Asta a fost evenimentul de la Paris. N-a putut să vină pentru că, v-am spus, numele lui a fost acum o lună pus pe site și m-a rugat, ține o conferință în provincie. Scuzați-mă. Și mi-a venit un foarte scurt mesaj pe care vreau să-l citesc. Au venit și ceilalți vorbitori. Poate să vină Liliana, te rog, ia loc. El va lansa pe 9 noiembrie o carte în aula Bibliotecii Fundațiilor Regale, deja celebră, acum știți de ce, în care vor fi pagini dedicate lui Paul Goma și în mesaj mă situez, spune domnul Boroianu, mă situez de mult alături de el, autenticitatea și sacrificiu prin atitudinea civică și prin scris îl așează undeva foarte sus, acolo unde merită. Din America, de la Mirela Roznoveanu, din grupul Băcanu, cu Creangă, cu ziarul ilegal din 89, Mirela Roznoveanu zice, Paul a fost și este conștiința neîntinată a poporului român, vocea celor tăcuți care se împotrivesc minciunii comuniste. După 30 de ani de postcomunist, este mai departe o persoană non grata. Și de aici a pornit ideea publicării acestei cărți. Despre, atâta vă spun ca să nu mă lungesc, că nu avem timp. Acest text nu este inedit. Unde am greșit? A apărut ca adendă la volumul 3 din jurnalele lui Paul Goma, publicate primele jurnale, în 1996, s-a difuzat în 1997 și au strânit un scandal. Paul își scuipă în direct foștii amici, Paul Goma recalcitrant, Paul Goma frustrat, Paul Goma totul la negativ. Au fost și voci care i-au dat dreptate lui Paul Goma, printre ele Dorin Tudoran, de exemplu. Ei bine, Dan Petrescu a luat manuscrisul de la Paris pentru publicare, nu era internet, dar când Paul i-a trimis și aceste, și voia o carte separată, Paul Goma, în 95, în decembrie, e scrisă, Dan Petrescu a zis, hai să o punem acum, că toți suntem, cine știe când mai scoatem altă carte. Și au pus-o ca adendă la anul, a trecut neobservată, pentru că lumea era axată pe scandalul, ia uite ce zice de Monica Lovinescu, ia uite ce zice de... Am dat un exemplu. Ei bine, cât de vinovat este Paul Goma? El singur își face această analiză în acest text, foarte destul de scurt, și se întreabă unde am greșit. Întrebarea nu e atât pentru Paul Goma. Noi toți, România, trebuie să ne întrebăm noi unde am greșit față de Paul Goma. Și am avut o conferință care se intitula De ce n-am avut nevoie de Paul Goma? N-am carte aici, dar vă rog, o cumpărați sau nu o cumpărați, citiți prefața mea, Argument se numește, în care veți vedea, eu am făcut o trecere în revistă, ce s-a întâmplat la Paris când a căzut comunismul, că tot vorbim de 30 de ani de la căderea comunismului. Ei bine, 22 decembrie, da? Toate televiziunile franceze, ziariști, presă, îl sunau, dar nu mai apuca, mai ales pe 23, ajunge acasă frânt, zice, veneau și îl luau dintr-un studio și îl duceau în alt studio. Pe urmă, jurnaliști de la importantele ziare, azi interviu cu nu știu cine, azi a venit fotograful pentru o sesiune de fotografii, 5 ore. Vă dați seama? Ei bine, din România, toată luna ianuarie nu se duce nimeni la Paul Goma, acuz
am lucrat în televiziunea română, nu s-a găsit nimeni să ia un interviu, fie și nu era ca acum internetul, dar la telefon se putea lua un interviu. Nimeni, absolut nimeni. Prima oară, cred că se vorbește după o lună în presa scrisă despre Paul Goma, când Gabriela Adameșteanu publică un articol în România Literară. După o lună, și unde? În România Literară, nu se află toți români. România Literară, circuit închis. Primul interviu cu Paul Goma. Când credeți că apare în România? Am aici experți în Paul Goma. În august. August 90. Deși fusese trimis din iunie. Paul Goma a mai trimis un interviu printr-un mare scriitor, povestesc în carte, în ianuarie, care îl vizitase acasă. L-a uitat la Paris, interviul acela. Ei bine, primul telefon din România, s-a făcut Frontul Salvării Naționale, hai să cooptăm dizidenți. Pe cine au cooptat? Și foarte bine au făcut. Țineți minte, Doina Cornea, Ana Blandiana, pe urmă Andrei Pleșu, că spunea tovarășul, primim și alte propuneri. Noi nu i-a trecut în cap să-l propună și pe Paul Goma. În schimb, intră Andrei Pleșu și Andrei Pleșu și aduce aminte că Dan Petrescu, de exemplu, nu-i pe listă. Dan Petrescu avea cumnatul lui Culianu și făcuse destule, avea merite deosebite. L-au propus, a ajuns și adjunct la Ministerul Culturii, dacă țin bine minte, nu? Parcă așa. Ei bine, au fost chemați regizori de peste hotare să ia... se ia conducerea unor teatre, vorbesc de Lucian Giurchescu din Danemarca, vorbesc de Andrei Șerban, au fost chemați scriitori de prin provincie, au ajuns director de edituri, foarte bine și asta. Visul lui Paul Goma, care a lucrat la Gallimard, mă înțelegeți dumneavoastră, a fost șeful unei serii împreună cu fiul lui Nabokov, parcă, nu? Nimeni nu s-a gândit, visul lui, și dacă ai citit jurnalele, să aibă o editură cu o cafenea unde cine n-are bani să stea să citească acolo și să stăm de vorbă. Nimeni nu și-a adus aminte de Paul Goma. Eu aș vrea să vă puneți în locul lui. A avut dreptate, recitiți jurnalele, nu s-au reeditat de atunci. Se vând la niște prețuri fantastice pe internet. Dar cartea aceasta vă va pune în lumină ce exact ce am spus eu. Cât este de vinovat Paul Goma și ce pot să vă mai spun? Din fericire, destinul îmi permite să merg foarte des la Paris, să-l vizitez. Am imagini, nu vreau să le dau. Am bătrânit foarte mult, nu pot, nu mă lasă sufletul. Vreau să-l știm puternic, cum îl vedem în fotografia de pe coperta din... Mai la fix? La fix. Asta e fotografia care îl reprezintă. Un om puternic pe internet, toți vorbesc despre uriașul Paul Goma. Asta e în anul când a plecat din România, e fotografia făcută, cred, pentru pașaportul cu care a plecat. Ei bine, vai, la fix a ajuns. Vă mulțumesc foarte mult, foarte mult. E coperta, eu am gândit-o și mulțumesc lui Mihai Zăstroie de la editură, care a făcut-o foarte rapid și foarte frumos, cred că vă place. Am pus pe trei rânduri, că iese mai bine în evidență, deși am greșit, că se consideră unui verb, dar am vrut așa. Și foarte interesante sunt textele acestea. Nu mai stau să vi le citesc, vă rog să rămâneți, chiar dacă nu cumpărați, să citiți doar textele, sunt din Paul Goma, să le citiți, măcar atâta lucru. Și un gând bun din partea voastră a tuturor, cu acceptul dumneavoastră, îl voi transmite când ajung la Paris. Și decembrie mă duc din nou să-l văd, mă duc de obicei preajma Crăciunului și a Paștelui, m-am dus cu cozona, cu o roșii și așa mai departe. Tânjește după România, nu va mai putea veni niciodată, nici în România și nici în Republica Moldova. Ar fi avut posibilitatea. Atunci când am făcut lansarea, când am vorbit despre el la Salonul de Carte, ne-a trimis un mesaj. A mulțumit invitației ICR-ului, dar a spus, această invitație vine prea târziu, s-a îmbrăcat să plece, i-am trimis mașină de la ambasadă, însă are o probleme foarte grave, e de mers, e clădirea în care stă e ca o închisoare, un bunker, acolo i-a dat asistența socială și până să ajungă la poartă mergi cam 10 minute până să ieși din clădirea aceea. Și n-a putut să se deplaseze și a trimis un mesaj pe care l-am înregistrat și îl voi pune în viitoarea mea carte. Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog! Da! Titlul corect este Culoarea curcubeului, l-au greșit la Humanitas.
Acum dezvălui, eu am vrut să pun numele celor din cartea unde am greșit, chiar pe copertă, dar zic să nu sune ca o provocare. Unul din capitole se numește Liician. Și dacă vreți, e părerea mea. În același timp a apărut și culoarea curcubeului și Gherla. Gherla n-a fost dată la topit, că vorbea de epoca lui Gheorghe Udej. Culoarea curcubeului a fost trimisă la topit, chipurile că nu s-a vândut și suferința era copilul lui. Suferința cea mai mare a lui Paul Goma era, de ce nu m-ați întrebat, am lucrat la Gallimard. Orice carte care nu se vinde e întrebat în primul rând autorul să cumpere la un preț simbolic. Aș fi cumpărat tot tirajul și l-aș fi trimis în Basarabia, cam aici consilieri prezidențiali care au lucrat cu Basarabia. Nici o întrebare nu mi s-a făcut. Și Monica Lovinescu a zis, dar nici lui Virgil nu i s-a topit. Și lui Virgil i s-a topit cartea, era vorba despre Pitești. Asta nu i s-a topit. Deci vă dați, nu știu cum a fost o încurcătură și deci... Una e, eu nu cred în asta, că a fost sabotaj și că s-au scos cărțile din librării, deși în Italia, pe vremea lui Ceaușescu, când a fost tradus, o tradusă o carte a lui, trebuia să apară simultan. Ostinato a apărut în 71 la Târgul de Carte. Ba da, ai dreptate, scuze, am a doua specialistă înaintea mea, deși mai tânără ca mine. Ea va recunoaște, eu am fost cronologic înaintea ei, scrie și în cartea ei, Flori Bălănescu are o carte de convorbiri cu Paul Goma. Ei bine, Ostinato trebuia să apară simultan la Zurkamp în Germania, cea mai mare editură, la Gallimard în Franța și la Einaudi în Italia. L-am cunoscut pe Marco Cunio, traducătorul, el cu gura lui mi-a spus, am tipărit cartea, trebuia să apară simultan, m-a chemat la editură, uite banii pentru traducere, cartea nu apare în librărie. A fost interzisă și rușine editurii Einaudi, care a acceptat acest lucru. Deci asta ar fi întrebarea. Mai rămânem, citiți și în carte și o să vedeți. Eu când am făcut prima emisiune, că mai am atâta, vai ce vorbesc, scuzați-mă, am făcut prima emisiune cu Paul Goma la TVR, nu s-a făcut, 5 ani, nicio emisiune, nu l-ați văzut pe imagine. Românii poate voiau să arate, mă, mai trăiește omul ăla, cum arată, e tânăr, e frumos. Nu, eu m-am angajat, n-am fost membru de partid, scriam în presă, dar n-am putut să fiu ziarist fără așa ceva. Și când m-am angajat prima oară la Tele7 ABC, primul post de televiziune public, nu e meritul meu. Tatulici, care era director și are un munte de păcate, a venit și mi-a pus pe masă 3 casete. Le dai așa cum sunt și după aia faci dezbatere. Mi-a pus 3 casete care erau un fel de prefață la jurnalele care vor apărea la Nemira. Le-am văzut și zic, Mihai, le dau așa? Exact așa. Am pus doar bip la anumite cuvinte, m-a certat și pentru alea. Cuvinte, mama nu ne-a lăsat să vorbim prostii cu ghilimele și atunci eu am pus acolo câteva, știți când se pune bip. Trebuia să le las și pare. Bun, nu era ce ne-au atunci. Și zice, și sunt pe toți despre care vorbește Paul Goma în emisiune să vină la dezbatere. N-a vrut niciunul, nici Creșul, nici Liceanu, nici Manolescu, nici o listă întreagă, nici Buzura. A venit Gabriela Dameșteanu, a venit Ioan Bogdan Lefter, care nu l-a cunoscut, și fostul lui coleg de facultate, Gabriel Dimiseanu. Transcrierea acelei emisiuni este aici. Deci, cam asta a fost receptarea lui Paul Goma când mă întorc de unde am plecat în România după 1990. Acum, fiindcă nu e directorul editurii, îmi permit să moderez. Încep cu... El trebuia să fie primul. Este Andrei Dimitriu, directorul acum al Filarmonicii George Enescu. L-am cunoscut când eram împreună în Consiliul de Administrație al televiziunii române. Eram împreună, nu? Radiodifuziune române. Când am suportat presiuni infernale și toți angajații din radio lucrau cu banderolă și orchestra cu banderolă albă de grevă japoneză timp de 3 luni ca să apere acest Consiliu Democratic, ei bine, Andrei, știind că îl cunosc, a zis numărul la revista Radio România de ziua lui, apare cu fotografia lui Paul Goma, mare, pe toată coperta. A fost pentru Paul Goma o surpriză. Cine e Andrei Dimitriu? Vreau să-l cunosc. A ajuns la Paris în locuința lui Paul Goma și acum îl las să spună ce dorește domnia sa. Bună seara! Două lucruri. Nu voi intra în detalii legate de întâlnirile mele cu domnul Goma. Mariana are mult mai multe amintiri și nici nu voi face comentare răutăcioase. Câteva lucruri, însă vreau să le spun, la care dumneavoastră să meditați și să vedeți care e răspunsul cel corect.
Paul Goma, ca scriitor, nu-mi permit să-l comentez. E un romancier, fără discuție, notabil, de reținut în istoria literaturii române. Nu știu dacă e un geniu, nu știu dacă e unic, dar este important pentru că exprimă o realitate pe care puțin au vrut să o facă. Paul Goma este un personaj care e de istorie. Nu pot să mă exprim asupra dimensiunii lui. Pentru că mesajul pe care l-a transmis mișcarea Goma n-a avut reverberații în societatea românească. Adică n-a avut efectul lui Havel, n-a avut efectul lui Valesa, care au mișcat două societăți, evident, mai dezvoltate decât societatea românească, mai civilizate decât societatea românească. Deci, asupra acestui lucru, istoria, posteritatea, care presupun că va fi puțin mai neumorală, va putea să lanseze judecăți. Cred că a greșit când am venit în țară, când am fost atunci la Paris, i-am sugerat că e important să vină pentru ca nația română pravoslavnică să vadă un element care să care are o istorie în spate destul de glorioasă, destul de glorioasă și de curajoasă, care nu fie un model într-o societate apatică. Deci societatea românească e puțină legendă și mai puțină activitate reală. El ar fi putut fi un model într-o lume care nu prea avea modele. A greșit că n-a venit, dacă e punctul meu de vedere. Cred că ceea ce scrie Mariana, în general, scrie destul de contundent. S-ar putea să vă trezească aceeași curiozitate să știți mai multe despre scriitorul și omul Paul Goma. E un personaj care, o personalitate, corectez, e o personalitate. Paul Goma este o personalitate. Printre puținele care, într-un moment dificil și care, de fapt, în societatea românească n-a produs niciun fel de reacție, o aclimatizare cu realitatea joasă a comunismului, el a avut totuși curajul să se manifeste. Cartea, eu n-am citit cartea, așa că nu mă pot pronunța, dar cred că se înscrie în lungul șir al operelor, al lucrărilor pe care Mariana Sicoș îi le-a dedicat. Cred că este și o relație personală mai specială, mai unică și cred că e bine, din când în când, memoria noastră care e cam adormită să-și aducă, să realizeze că au fost și momente care nu țin de glorie, desigur, gloria înseamnă mișcă real, dar care țin de momente de pusee de demnitate, pusee de demnitate în România și de înțelegere a destinului nostru, care, dacă nu o gândim bine, s-ar putea să nu fie cel pe care ne-l dorim. Vă mulțumesc! Să vă spun câteva cuvinte și despre Liliana Coropca, pentru cei care nu o cunosc. Ce-am adăugat în carte? Am adăugat, din 2013, Paul Goma nu-și mai publică jurnalul pe internet. Nu mai vede bine, asta știe toată lumea. Și multă lume s-a lăsat așa o tăcere, nu mai știm ce face Paul Goma, ce s-a mai întâmplat. Noi, e foarte bine îngrijit de băiatul lui, știți că în 2017 a murit soția lui, dar, în general, nu se mai știa mai nimic. Și atunci am completat eu cu tot ce s-a întâmplat din 2013, pentru că Paul consemna aproape tot ce s-a scris despre el, cine a vorbit, ce a făcut. Am completat din 2013 până acum, când a apărut la Chișinău o carte pe care am să o pun aici pe urmă. Ei bine, toate simpozioanele, conferințele, lansările de carte care i-au fost dedicate în România, iar Liliana Coropca, care lucrează la Institutul, stai să nu mă încurc, pentru investigarea crimelor comunismului și exilul românesc, a fost, așa cât o vedeți, venită din Basarabia lui Goma, cercetătoare, scriitoare, super talentată. Ea a fost inițiatoarea unui simpozion, Paul Goma, cu finanțare de la Guvernul României, pentru că e instituție guvernamentală, cu meritul și al lui Radu Preda, care conduce institutul. Și ea a fost această
sufletul acestui simpozion care a avut loc la Jockey Club. Și am mai avut un simpozion când am primit Paul Goma 80 de ani cu Pen Club, am propus Pen Clubului, nu se poate așa ceva, să nu se marcheze. Magda Cârnece a acceptat, Andrei Dimitriu a acceptat să facem la Ateneu, iar Ioan Cristescu de la Muzeul Literaturii Române a plătit deplasarea celor din Franța și expoziția Paul Goma, care a fost în holul Ateneului o săptămână, toți au putut să facă așa măcar o idee despre viața lui Paul Goma și fotografii găsiți și în cartea mea asta, Destinul unui disident. Deci, Liliana Coropca, va vorbi foarte frumos, vă garantez. Bună seara! Mulțumesc în primul rând pentru invitație, felicitări doamnei Mariana Sipoș pentru această carte. Întrebarea este foarte importantă și desigur că nu Paul Goma trebuia să și-o pună. Unde am greșit la 30 de ani după căderea comunismului, cred că este o întrebare fundamentală și înainte de a citi cartea, pentru că am primit acum câteva zile un PDF, eu nu știam cam ce poate să conțină și mă gândeam oare într-adevăr Paul Goma o să încerce să caute un răspuns dacă a greșit sau nu. Nu, Paul Goma, în stilul lui caracteristic, urmărește aici câteva biografii și de fiecare dată spune, de fapt n-am greșit deloc și de fapt n-am de gând să-mi fac autocritica, spune asta la începutul cărții. Și unde am greșit este, așa cum am bănuit, mai mult o întrebare retorică. Eu însă mi-am pus de multe ori întrebarea și când am organizat manifestări și când am încercat să îl readuc pe Paul Goma în atenția noastră, care este motivul acestei receptări mai problematice sau chiar deficitare a scriitorului și a opozantului comunist Paul Goma. Pentru asta ar trebui probabil să facem și alte paralele și eu m-am gândit în primul rând la Paul Goma a fost numit Solzhenitsyn în România, m-am gândit la Solzhenitsyn al rușilor, acel Alexandru Solzhenitsyn, și am avut și preocupări în domeniul cenzurii și dacă Paul Goma undeva vreodată, nu pot să zic că a greșit, dar ceva i-a scăpat, i-a scăpat faptul că așa cum în regimul comunist scriitorii și artiștii au fost și s-a dorit a fi instrumentalizați, așa își dorește orice regim. Și este un subiect încă tabu și sunt documente care nu au fost studiate și anume în ce măsură anumite structuri din afară regimului comunist au susținut dizidența și pentru ce anume au susținut-o. Noi vorbim despre drepturile omului, dar sunt dosare, sunt fonduri în care anumiți disidenți au fost încurajați să fie anticomuniști, pentru că existau două partide, două grupuri mari care luptau între ele și în cele din urmă regimul comunist a căzut. Înaintea lui Paul Goma, fac o paralelă cu Alexandru Solzhenitsyn, care mi se pare foarte importantă pentru destinul lui Goma. Solzhenitsyn în 68 publică Înfrântatea pe lagul Gulag, în 70 ia premiul Nobel și în 74 este expulzat din Uniunea Sovietică. Paul Goma în 71 publică în Germania și are un foarte mare succes, romanul Ostinatul. În 77 este și el expulzat, dar nu a luat niciun premiu foarte important și nu avea acea, cum să zic, susținere sau acea încurajare pe care ți-o dă un premiu. Ce a făcut Solzhenitsyn? Ceea ce nu au luat în vedere destul cei care au susținut opozanții anticomuniști este că unii dintre ei erau niște titani, erau niște eroi adevărați și nu puteau fi instrumentalizați. Solzhenitsyn n-a putut fi instrumentalizat nici în Europa Democratică, nici în America. N-a putut fi instrumentalizat nici Goma, dar el a avut un mare dezavantaj față de Solzhenitsyn. Și asta a însemnat că la un moment dat, acea mare susținere pe care a avut-o Solzhenitsyn, n-a avut-o Paul Goma. Și dacă vă uitați, eu m-am uitat chiar azi dimineață recent și nu mi-a venit să cred, deși am mai văzut odată. Dacă un cititor n-a auzit niciodată de Paul Goma, ce află el când deschide pe internet și citește Wikipedia? Scriitor român stabilit la Paris, fost comunist, Paul Goma, apoi cunoscut pentru atitudinile sale anticomuniste, naționaliste, antisemite și ca negaționist al Holocaustului. Formezi cauți în orice limbă, o să vezi controverse, o să vezi nu știu ce, nu știu cine a alcătuit, dar în atâtea limbi același lucru. Ori a spus doamna Sipoș foarte, chiar în prefață am citit, că și nu știu cine, cine a doamna Sipoș, care a luat premiul Nobel chiar dacă s-a... Dacă
Mare Vargas Llosa, dar uitați-vă cât a scris despre evrei Solzhenitsyn. El a scris cărți în care a spus negru pe alb că evreii sunt vinovați de Revoluția Bolșevică. Ori având premiul Nobel, ce a făcut Solzhenitsyn? El n-a stat, a stat vreo 4 ani în Europa, nu s-a împăcat, a început să-i critique. La un moment dat găsești chiar pe internet, se duce odată Solzhenitsyn în Spania și le spune: domnilor, nu vă grăbiți cu democrație, mai încet așa, nu trebuie să ajungeți chiar acolo prea repede. În America e așa de, curajosă, obraznică, încep toți să-i reproșeze, cum domne îndrăznești, noi aici ai venit la noi și ne critici. Și Solzhenitsyn numai cade în comunism așa și el ajunge, se întoarce înapoi în Rusia, dar nu cum. Bine, și când a venit Yeltsin în America, i-a cerut sfatul, l-a băgat așa în seamă. Dar când s-a întors, stăteau oameni cu pancarte și spuneau: trădătorule, ai distrus țara. Deci nu i-a fost ușor, dar el a fost invitat. Lui s-a oferit 4 hectare cu o dacia, o vilă, așa, pe care au drept să moștenească copiii lui, care, apropo, nu s-au întors împreună cu el și au rămas în America. Și la un moment dat am găsit că din când în când îl mai invita Putin la un ceai. Am citit însă în biografia lui Paul Goma și nu mi-a venit să cred, pentru că, da, s-a mai spus, a spus și Eugen Ionescu, că nu putem compara pe Solzhenitsyn cu Goma, dar nici Rusia, nu-i România, dar a fost la fel de curajos. Ori la un moment dat găsim aici că... Și poate chiar mai mult. Și poate chiar mai mult. Spune eu... Zi, Flori Bălănescu, mă bucur că este aici alături de noi și... Necesare niște nuanțe. Eu altceva vreau să spun, și anume că în 1900, nu știu cât, Paul Goma este nevoit să stea pe la prieteni și prin hotel, pentru că nu-și mai poate întreține, nu-și mai poate plăti întreținerea și nu mai are unde să locuiască. Această carte a fost scrisă, stând la prieteni. Da, am găsit asta și spune undeva. Deci chiar această carte nu era acasă, nu avea locuință, dar el avea această frământare. În timp ce soția Ana se spătea să obțină altă locuință de ajutor social, el scria unde am greșit. De aceea, mie nu mi s-a părut doar, să zic, chiar foarte relevant faptul că aici în România n-a fost susținut. Aici în România există această, să zic, tehnică și acum valabilă, că în momentul în care ai luat premii internaționale, ai luat nu știu ce în străinătate, atunci și aici ești erou și ești apreciat. Ori, Paul Goma, o să vedem la un moment dat premii internaționale mai puține, traduceri de impact la fel de puține și am uitat să vă spun de ce. Asta m-am gândit pentru că anul trecut a fost lansarea cărții Soldatul Câinelui și el începe să povestească despre... De-aia l-am cumpărat cu Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a criticat foarte mult Europa, dar Paul Goma a făcut la fel. El nu s-a gândit că a criticat cât a criticat România, dar povestește cum se duce la o conferință în Germania și la un moment dat vine un rus acolo și se îmbrățișează neamțul cu rusul și zicea: păi noi întotdeauna ne-am împăcat foarte bine și nu contează ce regim, dar eram prin regim comunist. Și Paul Goma face niște comentarii malițioase. Pe urmă râde și de polițiștii ăia cam proști, așa, care nu știu să dezamorseze o bombă și sunt niște scene comice, desigur, dar imaginați-vă în 80 ceva când citesc francezii asta, ori Paul Goma erou era pentru români și pentru francezii era până la urmă un azilant politic care e critică. Noi îl ținem aici, noi îl susținem, noi îi dăm bani și el uite ce râde de noi. Și asta... Dar destul de râde, adică dacă am râs eu, cred că râd și alții. Hai că tot e... Și-o chem și pe Florii lângă noi. Deci lui Paul Goma îi se trimite, că lumea se întreabă de ce e și azi refugiat politic al unei țări din Uniunea Europeană, într-un stat din Uniunea Europeană, da? Ei bine, unul, Filip Chacon, băiatul lui, urma să fie răpit de la grădiniță, deși poliția franceză îi dăduse instrucțiuni foarte clare lui Paul Goma. Când mergi cu copilul pe stradă, să meargă la 5 metri înaintea ta, că dacă are loc un atentat, să nu fie rănit copilul. Deci îl tot împingea pe Filip să meargă mai în față. De la grădiniță nu-l iei decât tu și cu soția. Așa s-a prezentat cineva și Filip ține minte, o femeie parcă tot în roșu, da, ca așa, care a vrut să-l ia de la grădiniță. Educatoarele aveau și ei, uitați-vă, se face și acum când... Educatoarele aveau instrucțiuni clare de la poliția franceză. Filip nu pleacă decât cu tata sau cu mama și Filip este mai anticomunist. Până nu aflu cine a vrut și din ordinul cui să mă răpească de la grădiniță, Filip ar putea să vină
oricând, deși pierde statutul de refugiat politic și poate fi expulzat din Franța. Deci ei nu pot călători în România atâta timp cât au statutul pe care îl dă statul francez. De ce oare? Pentru că statul francez spune, a fost atentat pe teritoriul Franței și avem dreptul să știm adevărul. De aceea îi acordă, din 5 în 5 ani, îi reînnoiește statutul de refugiat. Și atunci, iartă-mă, îi se trimite acasă o carte. Citiți Soldatul Câinelui, a făcut un lucru extraordinar Flori Bălănescu, care a editat cartea, nu e aici Ratio et Revelatio, dar o puteți, am vrut să o aduc și pe aceea, dar mă încărcam prea tare să vă arăt, a avut lansarea astă vară. Îi se trimite o carte, da? Paul deschide ambalajul acasă și vede memoriile lui Hrușciov de la Paris, de la Madrid. În spaniolă. Cine îmi trimite mie așa ceva? Rupe ambalajul și încearcă un pic și odată și-a dat seama că înăuntru poate fi ceva, a sunat la poliție și i s-a spus, pune un cadă, nu? Pune un covor peste ea și ieși imediat din casă. Au venit, cum se cheamă ăștia care dezamorsează bombe, artificierii, și-au încercat și ei nu le venea să creadă așa ceva. Eu cărtea de mult, foarte de mult. Și încearcă să dezamorseze Liliana și unul din ei e chiar rănit, pentru că Paul o zgâlțise un picuț și este chiar rănit. Unde-i umorul lui Paul Goma? Poate să existe, dar el, poliția franceză, al treilea atentat, a fost acela, celebru haiducu, care era spion, poate mulți nu știu, iertați-mă că avem așa, suntem într-un club de prieteni. Haiducu era spion comercial, deci făcea spionaj comercial, perfect legendat, am aflat și când am început la CNSAS. Legendat înseamnă îți creezi o altă biografie. S-a căsătorit cu o franțuzoaică, lucra totul perfect. Ei bine, e chemat haiducu și îi spune celebra acțiune comandată de Elena Ceaușescu și de Ceaușescu și prin Pleșiță, Carlos Chacalu, care i-a arestat în Franța pe viață și Pleșița a murit liniștit în patul lui, deși am făcut demersuri la procuratură la Dan Corina. O să cercetăm. Iliescu a recunoscut că statul român securitate, am fost de față la tot, când a recunoscut că a fost trimis bomba și toate aceste atentate, securitatea din România. Ei bine, acum așa am aflat. Paul Goma trebuia lichidat Virgil Tănase, au hotărât, haiducul a defectat, adică a zis, domne, eu asasin nu sunt, m-ați trimis aici pentru altceva. Și atunci, bineînțeles, a stat la poliție, că e o provocare, că e nu știu ce, până la urmă s-au convins că spune adevărul, stilou în care fusese trimisă o travă cu care trebuia otrăvit Paul Goma se află la Muzeul Poliției Franceze. Hai că Paul Goma fabulează, cum zic foarte mulți. Nu, tot ce a spus Paul Goma se găsește și în cartea de memorie a lui Haiducu și eu am găsit și un film video la televiziune, mi se pare că a luat din el tofan în filmul lui despre Virgil Tănase. Paul Goma trebuia să fie la o recepție, cineva venea cu pahare, cum se merge la recepție, cu diverse băuturi și un agent al poliției franceze, când Paul a întins mâna să ia paharul, l-a vărsat. A dat peste el ca în filme, pare o acțiune de filme. A fost vărsat, totuși haiducul, Virgil Tănase dispăruse, toată povestea e în cartea lui Tofan, dar și în cărțile lui Goma, în Soldatul Câinelui. Și bine, ei bine, Paul Goma, haiducul a fost chemat în țară, vă dați seama cu ce curaj a venit în țară, a fost felicitat, el voia să-și scoată familia din țară, până nu se află adevărul că de fapt totul era opera lui, că n-a vrut să-l omoare pe Paul Goma. Deci, toate astea, Paul Goma are umor. Acum, hai, amintește-l. Stai că vreau și am imediat. Eu îi mulțumesc doamnei Sipoș că v-a povestit romanul. Eu am avut o lectură foarte proaspătă, că anul trecut am vorbit și eu la roman. Dar eu revin la ideea mea, și anume că anticomuniștii români care au stat ani de zile în pușcărie ajung în Franța, de pildă. Ori Franța nu era atât de anticomunistă. În Franța intelectualii foarte mulți erau de stânga. Era o cenzură pe care n-au bănuit-o vieții noștri eroi și prizonieri ai pușcăriilor. Și ei când ajung acolo, ei nu-și dau seama că există și o cenzură în Franța sau există și o cenzură democratică. Și Paul Goma a fost supus acestei cenzuri. Acum, poate eu am exagerat un pic când am spus că a râs de francezi. Nu, dar el are destule scrieri în care vorbește despre aceste aspecte, în care acuză Occidentul pentru lașitate, pentru că n-a luat parte la
ce, la salvarea, că putea să aibă act de ceva, putea să aibă o atitudine și de multe ori n-a avut-o. Eu nu sunt chiar cunoscătoarea operei lui Paul Goma, nu sunt specialist în Paul Goma, dar am studiat cenzura și mi-am dat seama că cei care au plecat aici, care au făcut pușcărie și care erau profund anticomuniști, n-au bănuit în ce măsură pot fi și acolo instrumentalizați și în momentul în care Occidentul sau puterile secrete care te-au folosit și te-au ajutat pentru a lupta împotriva unui sistem, nu te mai ajută și ia mâna așa de pe tine. În momentul în care Occidentul nu l-a mai susținut pe Paul Goma, toți coioții au putut să-l... orice mărunțel de pe aici au putut să-l acuze și o să vezi tot felul de acuze. Unele, eu vreau să spun la un moment dat că eu am venit în 97 la București, fac această paranteză, eu am vrut să fac un doctorat Goma. Eu mi-am găsit foarte greu un conducător științific și acela era Nicolae Manolescu. Și în drum spre, străluceam toată așa că în sfârșit mă duc la Manolescu să-i propun să facă Goma, mă întâlnesc cu un coleg de doctorat care îmi zice, dar vedea așa că eu mergeam pe mai mult, zburam așa și zice, da, unde te duci? Zic, la Manolescu. Dar de ce? Mi-am găsit în sfârșit tema. Fac această paranteză pentru că în Basarabia conducătorul științific îți impune, îți spune, faci această temă. Și eu m-am dus la Manolescu, noi basarabieni eram în afara listei, el deodată n-a vrut să mă ia, că a zis că la el lista e pregătită pentru ani înainte. Și a zis, ce vrei să faci? Și pe mine întrebarea asta m-a lăsat așa și a zis, bun, mai gândește, pentru că eu nu știam ce vreau să fac. Ce o să-mi spună el, aia o să fac. Dar el a zis, nu, ce vrei tu, aia o să faci. Și eu m-am dus o săptămână și am zis, fac o monografie, Paul Goma. Și în drum spre Manolescu mă întâlnesc cu doctorandul lui Iulian Băicuș, care a zis, citește mai întâi jurnalele. Așa încât eu am zis, bun, am găsit în 97 cele trei jurnale și un fragment din această carte este oarecum și o parte din jurnalul al treilea. Și eu nu aveam timp, eram foarte grăbită și am luat doar indicele de nume. Și într-adevăr, eu cred că pe anumiți scriitori nu i-am putut iubi și, aprecia și accepta nici până astăzi, după ce am știut ce a spus despre ei Goma, dar pentru mine a fost un șoc, pentru că eu eram o basarabeancă romantică, eu nici nu văzusem un scriitor în viață așa, pentru mine toți erau niște zei și deodată citești jurnalul lui Goma. Paul Goma era și el un zeu, pentru că citisem Arta Refugii și Din Calidor și îl iubeam foarte mult pentru aceste două cărți. Ori jurnalele era alt Goma. Și vreau să spun că la Manolescu era peste 2-3 pagini, era Manole Sexu. Ori aici nu pot să... Cum? E adevărat că Goma are în multe locuri dreptate. Ori să-i spui viitorul meu conducător științific în felul acesta, eu am fost de acord că nu pot să mă duc la Manolescu și să-i propun Goma și foarte cu minte am făcut un roman interbelic 4 ani și n-am mai vrut să știu de perioada asta. Dar nu știu ce am mai vrut să mai zic, că am pierdut ideea. Nu sunt de acord că aceste jurnale au fost cele care au contat în atitudinea scriitorilor români. Nu sunt ele, pentru că dacă le citim cu atenție, Goma se referă retrospectiv. Atitudinea aceasta a început încă în 89 și el povestește despre atitudinea intelectualilor români imediat după căderea comunismului. Și el doar povestește așa ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. Și aici însă e scris așa negru pe alb și nu mai poți să dai înapoi. Și salut încă o dată apariția acestei cărți și sper că ea să conteze așa. Și sper să ne întrebăm și noi, mai ales cei care... chiar sunt mai îndreptățiți să întrebe unde au greșit acum după 30 de ani de la căderea comunismului, când putem să ne întrebăm chiar dacă a căzut cu adevărat sau nu. Câteva remarci. Deranjează, vă spun de acum, dar am și eu plăcerile mele. Deci există o patologie la publicul românesc de a ataca tot ce înseamnă Occident, diabolizat. Din Occident, Occidentul ăla, noi ortodoxi și creștini de 2000 de ani, avem niște valori care nu le atinge nimeni. Dar trebuie să știe și să se spună apăsat. Zona ortodoxă este zona primitivă a Europei. Ne îmbătăm noi cu tot soiul de povești. Primară. Deci, Goma este un patriot exaltat. Greșiți cum? Da, e punctul meu de vedere, că asta e fiecare avem drept. Aveți căderea să criticați? Dar noi o critică. Eu nu cred că căderea să vă exprimați. Ar trebui să vă cereți
S-a murit, s-a murit în decembrie, doamnă, ca eu să nu pot spune ce mai departe. Paul, cum a recunoaște lucrul acesta? Este un scriitor, dar trebuie să-l vedem foarte bine și ca om public. Asta e. Doi, deci esențialul, nu, esențialul este această optică, optică de a ridic. Stai să lămurim, Andrei, ce înseamnă exact? Ce v-a simțit eu? Dar nu s-a simțit eu pensat. Dar de ce? De ce? De ce? Este un patriot exact. Că-și iubește Basarabia. Deci, în modul în care... Este critică împotriva lui Boma, ne-a umplut pretele 30 de ani. Mai mult atenție, că nu sunt împotriva lui Boma. Numai puțin, să ce faci pe Andrei comunist, este chiar o gândire față de Andrei. Și aici am trebuit să ne cerem. La proba contru. Nu sunt de acord eu. Dar îmi pare bine că e polemică și de spatele. Asta e una, a doua chestiune. La o astfel de dezbatere în care am aflat mai mult date personale decât ceea ce privește pe Goma, eu vă propun, distinsă doamnă, un simpozion, un gen de conferință, o dezbatere, sala mică a Ateneului. Super! Dar vă rog ca prezența, sigur, e liberă, că s-a murit în decembrie, puteți intra oricând la Ateneu. Aș vrea să fie și specialiști așezați, care să cunoască și opera lui Goma și să aibă acea detașare necesară ca o judecată să fie neumorală. Că aici este riscul uriaș. Vă mulțumesc! Știți ce? Eu chiar am făcut demersuri în acest sens. Sper să ne trimită măcar un mesaj și președinția. Eu am vrut să fie sub egida președinției acest simpozion. Vă mai spun că Paul Goma este decorat în Franța, este decorat în Ungaria pentru că a făcut prima închisoare la 21 de ani, fiindcă s-a solidarizat cu revolta din Ungaria. Pe Iulius Filip l-au decorat, de-abia după ce a fost marele scandal, că nu se știe nimic, a făcut închisoare și s-a solidarizat cu solidaritatea din Polonia. Paul Goma n-are nicio recunoaștere oficială, nicio decorație, are câteva titluri de la... iubitori, au vrut să-l facă cetățean de onoare al orașului Timișoara, a sărit fundația aceea celebră și acuzat de antisemitism, cum să-l faci? Știți că sentința cu Vintilă Horia a fost anulată. Andrei, nu te-ai făcut bineînțeles și la Ateneu va trebui să ții o conferință despre tema aceasta pe care ai dezvoltat-o aici. Și sper să o cunoști și pe doamna care, dar în niciun caz, Andrei comunist, nu se poate spune așa ceva. Acum, o să vorbească în încheiere un eseist și un profesor, eu îl numesc Lovinescu din ziua de astăzi, pentru că nu-i profesor universitar și ar merita, este un excelent profesor, fericiți elevii care l-au profesor. Deci el nu l-a cunoscut pe Paul Goma, nu i-a amestecat în toate aceste polemici pro și contra Paul Goma și sunt tare interesată să-i aflu punctul de vedere. Se numește Cristian Crăciun. Deci, scuzați-vă, nici nu știu că vorbesc, dar sunt așa. Nu spun foarte, pentru că deja ne-am uitit foarte mult. Nu spun decât atât, apropo și de polemici, și asta este bine. Nu știu dacă s-a mai spus, dar impresia mea este că Paul Goma e spinul ăla ascuțit în talpa culturii române și că până nu vom ști să-l asumăm cu bunele și relele lui, cu bunele și relele culturii române, încă lucrurile nu vor fi așezate. Opera lui ne stă la îndemână, rolul lui e mult mai greu de stabilit și până când apele istorice nu se vor așeza și vor curge într-o singură direcție, încă el ne va mai înțepa în talpă. Și de-aia vom merge doar într-un picior, nu știu care, dar oricum merge doar într-unul. Aplaudați, mulțumesc foarte mult! În bibliografia pe care am întocmit-o, am spus toate simpozioanele și cele organizate de Flori Bălănescu la Craiova și în Chișinău și am mesaje de la toți scriitorii din Chișinău. El a fost propus la Premiul Nobel de Uniunea Scriitorilor din Chișinău și s-a solidarizat și Academia din Chișinău. Președintele Academiei, Gheorghe Duc, a zis: îndemn să fac același lucru, e mesajul postat pe internet, și Uniunea Scriitorilor din România și Academia Română. Îndemnul e clar pentru toată lumea că nu i-a fost urmat. Flori, mai e aici? Hai! Bine, ar trebui să știți că Flori a
e doamna care s-a zbătut enorm o muncă, eu nu eram în țară, să-i se recunoască măcar anii de detenție politică a lui Paul Goma, să-l convingă și pe Paul Goma, că i-am spus nu ți-l dă statul român, acea indemnizație de deținut politic e dreptul tău, eu n-am reușit să-l conving, Flori a reușit, a umblat până la toate instituțiile din România într-o muncă titanică și i-a obținut și carte de muncă și dosarele de la CNSAS și Paul Goma are indemnizații, are indemnizația de fost deținut politic, are pensia normală, că a muncit când aici din închisoare, nu l-au primit la facultate, planta puieți, cânta pe la nunți, dar a avut carte de muncă într-o perioadă. Ba mai mult decât atât, este meritul, au fost câțiva scriitori și are multe păcate și Varujan Vosganian, dar ca vicepreședinte eu n-am reușit să-l conving pe Manulescu. Varujan, era în Consiliu Varujan și era vicepreședinte și cu Liviu Anstoiciu au reușit și s-a votat în Consiliu, măcar atât. Paul Goma are indemnizație de merit ca scriitor al, din Uniunea Scriitorilor. Deci Flori ne-am lungit prea mult și atunci Valentin din spărut sau e pe aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul să prezinte următoarele evenimente din seara asta. Rămâneți aici, vă mulțumesc mult. Trebuie să comasăm și să ne grăbim pentru că mai sunt încă 3-4. Așa, Andreea Nanu ne-a obișnuit în fiecare an, toamna sau primăvara, cu câte o carte. Acum